continuare construcția viitorului terminal care este cuprins în acest moment și în masterplanul de transporturi cu o sumă de peste 80 de milioane de euro și în aceste condiții 22.000 de metri pătrați cât va avea acest terminal să poată să fie construit în continuarea celui existent și care să deservească până în anul 2020 circa 2 milioane de pasageri, așa cum ne dorim din tot sufletul să fie aici. La rândul nostru, noi punem la dispoziția Ministerului Transporturilor o platformă și un hangar existent undeva mai departe de aeroport. Până aseară, la ora 6, a fost prezent la Ministerul Transporturilor administratorul public al județului și nu se semnase pentru că direcția juridică mai trebuia să pună o apostilă. N-a pus-o până la această oră, deși noi am tot sperat că ne trimit prin fax, prin ceva, nu l-a trimis până la această oră. Mai bine mai așteptăm luna viitoare, că nu e nicio chestiune de gravă extraordinară. Dacă sunteți de acord sau dacă și dumneavoastră mai aveți observații, dacă nu, vă supun votului ordinea de zi, cine e pentru, împotrivă, se abține.